Salutare, prieteni, bine v-am găsit la GSP Live. Silkeborg FCSB 3-0 la pauză. Vicecampioana României a fost dezmembrată, sau mă rog, a intrat deja dezmembrată sau autodezmembrat în Danemarca. FCSB, așa cum anticipam cumva, o prestație foarte, foarte slabă. Echipa a doua n-avea cum să fie mult mai bună dacă și prima echipa FCSB-ului se prezintă foarte slabă. O repriză de coșmar, așa cum avem și acum pe ecran, 3-0, și putea să fie chiar mai rău. Miculescu și Octavian Popescu, doi dintre jucătorii pe care s-ar fi bazat cumva sau se bazau speranțele suporterilor celor de la FCSB pentru această partidă pe plan ofensiv, au reușit să facă praf, mă rog, zona de apărare. David Miculescu a făcut un penalti de neînțeles pe final de prima repriză, în timp ce Octavian Popescu a greșit la construcție și practic a deschis cumva seria gafelor din apărarea celor de la FCSB. Discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în prima repriză din Silkeborg FCSB 3-0 împreună cu Stelian Stancu. Salutare din nou, Stelian. Salut. Arată foarte rău. E un meci, a fost o prima repriză greu de privit. Slab din toate punctele de vedere cei de la FCSB. Un singur lucru vreau să te întreb și vorbeam noi, încercam cumva să găsim câteva puncte bune de care să ne legăm. Ne așteptam cumva ca jucătorii aceștia folosiți mult mai puțin la FCSB să aibă măcar dorința de a arăta că sunt buni sau că merită să li se acorde o șansă. Ei arată că într-adevăr cei care nu i-au băgat în teren au avut dreptate, ei nu merită nu doar să nu joace, ci unii dintre ei cred că nici măcar să fie în lot la o echipă de cupă, de grupe de cupe europene, dar n-am văzut nici măcar atitudine, răutate, pressing, dorință. Păreau că ei sunt jucătorii titulari deja obosiți, că au jucat 50 de meciuri din 3 în 3 zile. Cum ai văzut tu prima repriză? Da, este adevărat. Putea fi 3-0, dar în alte condiții. Adică să vezi o altă atitudine din partea lor, o altă agresivitate, să vezi că încearcă măcar să pună probleme acestei echipe, care este o echipă foarte bine organizată. Știu exact ce au de făcut și ce trebuie să facă ca să ajungă în acele situații de a înscrie, după părerea mea, mult prea ușor, și e un fel de antrenament pentru ei, așa, cu o echipă de juniori, cred, pe care îl faci miercurea înainte de meciul dificil din campionat. Cu o echipă slabă de juniori, că măcar dacă ar fost câțiva juniori care să-și dorească să fie prezenți acolo, înțelegeam, dar n-am văzut nimic de la FCSB. Da. Ok, a fost un șut al lui Tavi Popescu și cam atât. Am încercat tot Tavi Popescu să mai facă niște floricele. Exact ce am vorbit. Va încerca nimic să iasă în evidență prin anumite faze, acțiuni individuale. Ei au ieșit în evidență. Tavi Popescu a greșit la un gol la construcție. David Miculescu a făcut un penalti. Este adevărat. În careu propriu. Da. Chiar nu avem ce să discutăm despre FCSB în această seară, sunt inexistenți pe teren. Am observat doar echipa daneză, care practică un fotbal simplu, corect, sunt foarte vertical, fac tranziția din faza de apărare în faza de atac foarte rapid. Au avut niște acțiuni, nu știu, nici la antrenament nu cred că ți ies așa de bine, pase din prima și au ajuns singur cu portarul. Putem să vedem și lucruri pozitive, dar la echipa adversă, din păcate. Când vezi cum arată jucătorii ăștia de la FCSB, nu poți să-ți pierzi speranța că poți ajunge fotbalist, indiferent de vârstă, că ești acolo. Adică doar dacă ești cât de cât capabil fizic să faci 2-3 sprinturi, deși am văzut pe mulți băieți de acolo că n-au reușit să facă nici măcar sprinturile astea, mulți dintre ei. Dar, uite, acum exagerând, evident, exagerând la mine, că asta vreau să spun, la cum a jucat Rusu în atac, cred că puteam și eu. Tu puteai chiar mai bine decât mulți dintre ei, că tu ai și jucat fotbal, dar așa să fii inexistent, cred că poate oricine. Mă gândesc că nu e greu să nu te atingi de nicio minge. Da, e într-o poziție săracu unde, sincer, nu prea a ajuns mingea. Nu știu dacă am călcat de 2 sau de 3 ori în 16 metri. Nu, cred, a fost o centrare acum pe final de prima repriză, n-am putut să dăm capul nici în centrare. Cam atât. Am mai tras Popescu de la distanță. Am mai avut un corner, am încercat o fază fixă la început. Da, exact. Dar asta zic că n-au fost multe oportunități de a intra în 16 metri.
Hai să vedem ce ne scriu și oamenii care se uită acum la noi. Vasile Covaci, caut 11 băieți pentru muncă pe șantier la Săpat de Șanțuri. Păi s-ar încadra poate niște băieți dacă vor să se apuce de o treabă serioasă. Vio Stoian, strategia vieții la FCSB, se mai uită. Cine o să mai uită de acum încolo, mă rog, la FCSB? Dezmembrați arbitru e de vină, spune și Sergio Mihai. Sper să-i bată și Petrolul. Adrian Nicolae Stanca, vorbeam noi cum ar fi să te prezinți catastrofal acum cu Silkeborg și să pierzi și cu Petrolul. Nu e deloc exclus la ceea ce se întâmplă la FCSB. Hai să vedem. Fie vă milă și aruncați prosopul. Nu este prima dată. Becali a vrut să trimită rezerve. De ce vine are Dică? Hai cu brânză de la Ceban, mă rog, la voi în emisiune, spune Alin Dinu, care tot spune asta în continuu aici prin comentarii. În fine, meme, ți-ai luat sac de mini sau are Dică, întreabă și Ieronim Sasaran. Lasă-te, frate, ia-ți echipă și du-te, Gigi. Batem cu 4-3, râde amar, cred, Călin Hațegan. Cristi Murariu, Dică va fi dat afară în seara asta. Mai bine nu se prezentau la meci și pierdeau la masa verde cu 3-0. Cumva, dacă s-ar fi întâmplat asta, măcar dădeai vina pe organizare, n-au știut când e meciul, n-au primit telegram, n-a venit avionul, așa să-i vezi în halul ăsta în care se prezintă. Da, mă gândesc și... Nu-ți vine să te uiți. Da, exact. Mă gândesc și din prisma suporterilor și a fanilor care probabil deja și-au cumpărat bilete pentru meciurile de acasă din cupele Conference League și nu cred că sunt foarte încântați de ceea ce văd și ceea ce se presupune că vor vedea în viitor, în următoarele meci cu West Ham, spre exemplu. Mănuiesc că nu va fi aceeași strategie și cu West Ham, că nu se va termina bine sau stadionul va fi gol. Mai spune aici Dan Dinică, și când te gândești că acum au jucat chiar toate perlele, probabil că face referire la Tavi Popescu și David Miculescu, doi dintre jucătorii pe care și noi ne gândeam că, nu știu, s-ar putea trage niște speranțe pentru FCSB, dar cumva și vorbeam despre posibilitatea ca jucătorii aceștia mai talentați, puși într-o echipă dezorganizată complet, să nu poată să facă exact față. Mă gândesc că și dacă ai fi la Real Madrid și, nu știu, tu ești un jucător foarte bun, Asensio, să dăm așa un exemplu, dar joci doar cu cei mai slabi fotbaliști de pe la echipa a doua, nu poți face mare lucru, nu chiar poți așa, face, adică nu poți ieși în evidență, te trage. Nu poți să schimbi rezultatul, dar în jos se văd anumite calități la tine, adică se văd cum vezi jocul, cum dai o pasă, cum, nu știu, spui în valoare un jucător printr-o pasă foarte bună. Dar aici nu vedem nimic, n-am văzut cum... nimic în seara asta. Și e foarte greu să, nu știu, când Naționala Danemarcei, în ultimul meci din National League, Liga Națiunilor. Liga Națiunilor. Să fie mai ușor. Da. Au bătut Franța. Și noi... Și într-un stil corect. Adică corect. Adică au presat, chiar au jucat. Au fost mai buni danezii, da. La ce să ne mai întrebăm? De ce? Noi am avut probleme cu echipe din Muntenegru și din nu mai știu de pe unde. Mai spune că Lancia Daniel că e foarte greu pentru vedetele noastre pentru că afară și plouă și e și frig. Într-adevăr, că era rece un pic în Danemarca, puțin, dar, și cu sinteticul ăla te trage. Da, ați văzut băieții aia prin tribune, erau dezbrăcați. Da, dezbrăcați și beau și bere la greu. Oare rezervele care sunt pe teren așteaptă de pe margine să se antreneze? Mă rog, Dabija Andrei. Nu, m-aș fi așteptat la altă atitudine din partea lor, sincer. Una peste alta, facem o glumă, facem, dar atitudinea chiar nu este una potrivită pentru cei care joacă în seara asta. Nu contează că sunt rezerve, că sunt de la echipa a doua, de la echipa a treia, ar fi trebuit să aibă cu tot o altă atitudine. Este o atitudine lamentabilă care nu fac niciun beneficiu nimănui. Bun, cum crezi că va arăta repriza a doua? Sunt șanse să mergem și mai rău cu scorul sau poate avem noroc să se mai oprească băieții ăștia de la Silkeborg, că ne-au văzut că suntem cu echipa a doua ca să fim... Nu, sunt convins că ei, dacă vor avea oportunitatea să mai înscrie, vor mai înscrie. Ei sunt nordici, nu sunt români. Să luăm jocul la mișto. Adică ei sunt convins că îl vor trata serios în continuare și vor face treaba până la capăt și vor înscrie cât de multe goluri vor putea. A fost excursie în Danemarca, spune și Andrei Mihali. Hai să vedem ce comentarii mai avem. Lasă un gust amar și Becali cu deciziile lui. N-au jucători să joace din 3 în 3 zile. Au avut 2 săptămâni libere, 2 meciuri amânate. Ar fi trebuit să arate mai bine. E jale dacă vor să câștige campionatul și apoi să ne facă de râs în Europa.
Hai să mai vedem. FCSB are două perle de 50 de milioane de euro pe Popescu și pe Miculescu, dar foarte... Nu cred că au fost reale perle. Da, poate pe hârtie, doar în poze. Au fost hârtie. Exact în seara asta bancurile nu... alea cu ce comanzi de pe internet. Nu s-a văzut nimic. În seara asta s-a văzut doar o singură echipă pe Bun. Teren. Și... Hai să mai citim o dată, imediat citim și rezervele, pentru că mă gândesc că vor fi ceva schimbări. Cred că încă de la pauză mă aștept la 3-4 modificări. Bine, la cum arată echipa acum, nu te mai poți supăra că se fac 4 schimbări acum. Dacă aveai 10, 11, le făceai pe toate. Exact. Pe banca de rezerve, Vlad pentru postul de portar, Crețu, Buena, Șerban, Rada Slavescu, Stoica și Musi. Mă gândesc la Rada Slavescu, Stoica și Musi, poate. Da, poate că poate chiar și Crețu, va intra dacă cineva fi... în locul lui Dulca. Bănuiesc, poate va fi urcat mai sus Boboc și va intra Crețu sau mutat Boboc pe partea stângă. Nu știu să vă zic. Sunt foarte multe variante și foarte multe posibilități de a schimba jucători. Ar trebui schimbați foarte mulți jucători, sincer. Bun. Cumva crezi că, nu știu, vor fi afectați jucătorii aceștia sau, ținând cont de politica aceasta a clubului, de relaxarea cu care au intrat, că mă gândesc că asta li s-a și transmis și de dinainte și înainte de meci, mă gândesc că dacă ți se transmitea o răutate cumva că trebuie să intri, mă gândesc că făceai măcar mai mult de două fauturi sau cât au făcut cei de la FCSB la 3-0 pentru adversar, măcar îl mai faci de frustrare cumva, te mai implici. Crezi că vor fi afectați sau a fost asumat total acest haos pe care noi îl comentăm acum? Da, nu, eu cred că vor fi afectați. Că e imposibil să nu te afecteze o prestație de genul acesta. Mai ales în cupele europene, indiferent că ești, că nu ești, că ți s-a spus, că nu contează, că nu e important, dar în subconștientul tău te afectează pentru că nu e normal să nu te afecteze, dacă mă întrebi pe mine. Înseamnă că nu-ți pasă și că nu te interesează și că e la ce-o fi, ok, hai să jucăm fotbal. Hai să vedem, noi la pauză mergeam pe un egal, aveam speranțe mari foarte de tot. Optimist. Am fost acel egal. Da, departe. Hai să avem șansa acum pentru repriza a doua să retușăm scorurile, pornind de la 3-0 Silkeborg FCSB. Cât crezi că se termină Stelian Stancu? Eu sper să se termine așa, 3-0, să nu mai încasăm goluri. Cumva nu ne gândim să mai și marcăm. Demarcat. La alt meci, la următorul meci. Remontada nu putem, nu. Să vorbim acum despre... Nu sunt chiar așa de optimist. Eu sunt optimist și sper să se schimbe ceva în atitudinea lor și să nu mai luăm mai multe, chiar să ne facem de râs. Sper să se oprească aici scorul și să avem altă prestație, măcar din punctul atitudinii. Uite, Alin Radu spune 6-0 și eu cred că mai vedem măcar 2-3 goluri. Poate ar fi bine dacă și băieții îmbrăcați în albastru ar reuși să și marcheze. Mulțumesc mult, Stelian, pentru prezență. La final, poate vom vorbi despre același scor sau, cine știe, nu vom fi și mai rău avariați de prestația celor de la FCSB. O să vedem. Rămâne de văzut. Mergem să vedem, prieteni, repriza a doua din Silkeborg FCSB, repriza care pornește de la 3-0 pentru echipa din Danemarca. Ne întoarcem la pauză să comentăm rezultatul final și să obținem primele reacții de acolo din Danemarca.